Ca în fiecare an, drumarii din Republica Moldova spun că sunt pregătiți pentru iarna, au suficiente mașini, utilaje și material antiderapant. Primul test îl pot da foarte repede pentru că meteorologii au anunțat că săptămâna viitoare vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația de stat a drumurilor dispune de 520 de auto speciale pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă. Totodată are în stoc în jur de 60.000 de tone de material antiderapant. Ion Drucec, directorul adjunct al administrației de stat a drumurilor, precizează că deja s-a început a utiliza materialul antiderapant. În 24 de ore se utilizează în funcție de starea timpului 100-200 de tone pe toată rețeaua de peste 6.000 de kilometri de drumuri naționale. Și în afară de asta mai achiziționăm stare tehnică și nisip pentru a amesteca și a face aceeași compoziție pentru lunile următoare, februarie-martie. Stocul necesar este asigurat, mai declară oficialul de la Administrația de Stat a Drumurilor. Cei de la drumuri comunică permanent cu Serviciul Hidrometeorologic pentru a afla datele despre starea vremii. De asemenea, instituția are și ea instalate două stații meteo rutiere. Recent, Administrația de Stat a Drumurilor a lansat serviciul non-stop de informare la care șoferii pot afla cum se circulă pe șoselele din Republica Moldova. Indiferent de oră sau locație, dacă depistați o porțiune de drum cu probleme, puteți apela la serviciul de informare al instituției. Angajații celui mai apropiat sector promit că vor interveni pentru a remedia situația în cel mai scurt timp.